doamnelor și domnilor, și bine ați venit la Târgul de Carne la Focșani, calea 16 ediție. Ediția de anul acesta am dedicat-o celor 110 ani de la inaugurarea Bibliotecii Publice în Focșani, precum și anului partenerilor și colaboratorilor bibliotecii. Și aș adăuga eu, la nivel personal, anul prietenilor bibliotecii. Pentru că avem alături de noi invitați de seamă, cărora vreau să le mulțumesc pentru faptul că au acceptat invitația noastră și pentru că sunt a doua oară consecutiv alături de noi la Târgul de Carte. Vă mulțumesc frumos, domnule Liviu Ioan Stoiciu, pentru prezență. Vă mulțumesc frumos de sine, să vă mulțumesc. Eu vă pot spune cu bucurie și cu mare drag și cu multă prețuire, bine ați venit acasă. Sunt cu atât mai bucuroasă și mai onorată și datorită faptului că domnii au acceptat invitația noastră și fac parte din antologia pe care noi o vom lansa în continuare acestui moment, Zile și întâmplări din Franța de altă dată. Acestea fiind spuse, eu o invit pe doamna bibliotecar dr. Teodora Fântânaru, colega noastră, să ne introducă în lumea distinșilor noștri invitați. Bine ați venit acasă. Acasă pentru că este vorba de un cuvânt apăsat aici în Franța. Acasă la bibliotecă, acasă la Focșani, acasă la Adjud, acasă în Vrancea, acasă în această țară a literaturii care înseamnă târgul nostru de carte. Știu că și doamna Boina Popa, draga noastră colegă, și domnul Stoiciu, dragul nostru coleg, și eu îmi permit să spun asta, pentru că am avut această șansă. La Revoluție, după Revoluție, a fost a fost o continuitate frumoasă. Știu că sunteți participanți la foarte multe festivaluri și concursuri literare și în toată țara. Așa că suntem cu atât mai onorați, cum a spus doamna director, că ați poposit în această toamnă superbă aici la Focșani. Eu voi spune câteva cuvinte și putem să facem chiar interactivă această întâlnire, pentru că așa ne-am propus în acest an la Târgul de Carte, dar pentru a vă introduce în universul liric, de pandat în universul liric LIS, îl invit pe colegul nostru, colaboratorul nostru, prietenul nostru, actorul Sorin Francu, directorul Teatrului Municipal Paiul de Bastia, să ne spună, să ne rostească, să ne identifice. Asta e chiar o surpriză, mulțumesc foarte mult. Eu, data trecută, am afirmat cu toată sinceritatea că de fiecare dată când ne întâlnim am un sentiment de vinovăție. Pentru că niciodată la lansările de carte pe care Liviu Ioan Stoiciu le-a avut la Focșani, n-am apucat să citesc ceva din poezia domniei sale, să spun câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă pentru mine ca cititor Liviu Ioan Stoiciu. Am făcut o afirmație la lansarea anterioară la Prezul Paul Spirescu, o susțin și astăzi, încadrat în linia obzeciștilor. Liviu Ioan Stoiciu e doar cu anul alături de obzeciști, pentru că e o personalitate distinctă. Liviu Ioan Stoiciu scrie cu foarte mare sinceritate, ba chiar cu brutală sinceritate de foarte multe ori, ceea ce sigur că i-a adus multă apreciere din partea criticilor, din partea celor care nu cred că s-au simțit vizați de ceea ce scrie domnul Liviu Ioan Stoiciu, ceilalți l-au înjurat. Sigur că ce nu înțelegi, înjuri, că așa ne stă nouă în fie. Este foarte important să citiți pe Liviu Ioan Stoiciu. Este un curent de opinie care trebuie avut în mintea și în sufletul fiecăruia. Sigur, de acolo se poate divaga și distinge fiecare către ce zonă vrea să meargă. Dar sunt convins că modul în care scrie Liviu Ioan Stoiciu, modul în care și-a ales Liviu Ioan Stoiciu alături de Doina Popa să-și trăiască viața, este unul pe care, iarăși, la fel ce am spus anterior, eu unul îl invidiez.
îl felicit încă de la început, nădăjduiesc să scrie încă multă vreme de acum înainte și să ne întâlnim cu astfel de ocazii cât se poate de des. Voi citi din volumul Stricarea frumuseții, un volum antologic pe care editura Eminescu l-a dedicat, această colecție a dedicat-o poeților laureați ai Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu. Cuprins de viscolpe dinăuntru. Cuprins de viscolpe dinăuntru, îmbrățișat pe din afară de o fiară sătură, cu gheara ei în gât, de Sfântul Ioan, nehotărâtă dacă să mă sfârșie acum, să mă strice sau să mă păstreze întreg pentru o altă dată, proaspăt, dar mai bătrân. Mârie îngrozitor. Mereu îi cad victimă la București. Nu știu cum tot fac, degeaba mă feresc. Oricum, ea știe că nu mi-e frică și asta o derutează. Dar îmi va veni și mie rândul pe răboș, destinul, masca timpului, îmi face semn să am răbdare. Adică să nu mă arunc mâine în gol de la etajul 9. M-am sălbăticit. Nu mai ies din casă decât scos cu forța, nu mai vreau să am de-a face cu nimeni, nu mai am nicio obligație. Peste o lună și jumătate împlinesc 58 de ani. După să fie. Normal ar fi să mă simt bine cu mine însumi, măcar acum, pe ultima sută de metri. Dar nici pomeneam. Sunt în stare să mă autodevor de pe zi pe altă. Curios însă tot amând sentința, așteptând semin nu știu ce. Mă feresc de mine însumi și la vârsta asta, ca să nu afle subconștient, totul e o corvoadă. Ziua de poimine, fiindcă vine și ea negreșit, mă deprimă de pe acum, la cul. Iar ziua care a trecut e egal cu zero. Când ninge, simt o apăsare în plus. Știu că sufletul ar da orice să scape de mine, să se bucure. Zăpada face fericit, poate, deoarece m-am născut iarna. Cum să procedez suflete, să mă reprogramez? N-ar fi prea simplu dacă mi-aș tăia venele cu lame? În cavitatea originară, în creier, s-au adunat atâția morți care mă sfătuiesc, unii spun hăiți, alții cea, și mă trezesc direcționat într-un centru psihic minor. Urmare a unor vaci intuiții. Mi-am pierdut ingenuitatea, nu mai merit nimic de fapt. Orice aș face, nu găsesc esență. Sau o găsesc și nu sunt conștient. Doamne, ar trebui să-ți ațin cale? Trezită pe altă lume în antichitate. Cornul lunii abia luminează. Tu, vătămată, trezită peste noaptea în lumea antică, încremenită de uimire cu o mână pe capul ridicat al sarcofagului, în căutarea unui antidot, privești cu frenezie în zar. Cineva ți-a ghicit gândurile. Ți-a ghicit gândurile. Ești sigur? Nu se poate. Astea sunt virtualități metafizice. Tâmpăreți zâcnesc, ți-e frică, ca o fiuleacă nebunită, în zare urme de straturi fosile. Ai fost strămutată? Ai fost răpită? O suferință necunoscută a pus stăpânire pe mine. Simt că devin tot mai lucidă. Cu ștergarul de borangic legat peste fesele goare. Cine știe ce zeu ascuns în propriul tău sine își moaie acum o țigară între degete și te privește cu admirație din ascunzătoarea lui surâzător pervers. Țic! Plutești, te ridici cu încă un metru de la pământ. Ești acum o structură gazoasă, ești înconjurată de o lumină rece, orbitoare. Ieși încet, încet din spațiul expozițional al muzeului.
de la haos la cosmos. Traversăm o perioadă albastră, venită după o perioadă gri, după care va urma o perioadă verde. Îți înnăbușile gretele. Traversăm un nou prilej de lacrimi pentru mame. Ce credeți? Mame încorporate în străfunduri, străfunduri ale ținuturilor noastre de suflet în care se rășuiesc zei. Mame influențând energia. Energia aceasta indicând mai degrabă faptul că ele nu au fost deviate nicio clipă în lăuntrul inimii de câmpul magnetic. Bine? Fără mister. Ele, lăsate doar pradă întristării, înțelepte, după ce copiii lor au prins gustul rătăcirii, riscul. O peregrinare oarecare și riscul rătăcirii fără sens. O înălțare cu machete de păsări. Mari impulsuri. Până ce vor fi descoperiți peste 3.000, 12.000 de ani în rocile sedimentare, mame, machete, separat și copii. Straturi, straturi. O parte menținuți, poate, cu puțin noroc, în bună stare, conținând în ei toate cele necesare unei vieți ulterioare. O deplasare de la est la vest confirmă mersul soarelui astăzi. Ce spuneam? Traversăm o perioadă albastră venită după o perioadă gri. Pentru că ne-am întors la perioada albastră. Mulțumesc, Lipioan Stoiciu. Doamne ajută! Vă mulțumim. Eu vreau să îmi cer iertare. Mulțumesc să vă dau un pic mers list, dar nu e sfârșitul vremii. Ce e cu atâta nostalgie la tine? Și eu am spus acest fragment din poezia Te simți rău din volumul Oare aminte, un volum recent ieșit de sub tipar, Rocard, semnat Liviu Ioan Stoiciu. Veți vedea că și poezia din acest volum are aproape aceeași tentă ca în Explicarea frumuseții, dar e bine să citiți mărturisirea autorului de pe coperta patra și atunci veți avea și rezumatul liric personal al domniei sale. Eu, deși iubesc poezia lui Liviu Ioan Stoiciu, pe care o cunosc, să spun așa, de la primele volume, dacă nu chiar de la primul, am avut această șansă. Acum, dintre aceste două volume, sunt mai aproape de acesta, de uz strict personal, din anul Revoluției, Jurnal, și după 17 ani, regia lui unui accident. Este vorba de jurnalul parte, aproape 3 luni de jurnal, pe care autorul aici de față l-a ținut trăind în Focșani și muncind la Biblioteca Județeană, la periodice mai exact, și care amintește de vremurile de dinainte de 1989, de anul 1989, de sfârșitul de an 1989. Nu este prima dată când ne întâlnim cu acest tip de scriere, Liviu Ioan Stoiciu, de care se simte atașat. Am cules câteva idei din interviul pe care dumneavoastră l-ați acordat lui Cristian Mătășcon în România Literară, legată de volumul de uz strict personal. Cel care va intervieva spunea că este un important document de memorie. Sigur, asta putea să o spună oricine și fără îndoială că așa este. Dar tot el a afirmat că sunteți un maratonist, cu ghilimele de rigoare, al literaturii de acest tip. Deci jurnalul acesta care ține strict
de perioada de dinaintea Revoluției de la 1989. Să știți că eu o să vă pun și întrebări, adică nu va fi da o vorbire a cuiva despre altceva. Am schimbat formatul lansărilor de carte, l-am dat pe acela de dialog, pentru că oamenii vin să vă audă mai mult pe dumneavoastră decât pe noi, cei care suntem puși aici să prezentăm și să ținem niște activități. De aceea, vorbiți-ne ce legătură este, nu ce legătură. Cum ați alătura jurnalul stoic din anul Revoluției de acest volum de gust strict personal? Puteți să rămâneți pentru că mi se pare mult mai... A fost primul. Jurnalul poemelor, tot jurnal în care dădeam și un poem în ziua în care îl scrisese. Jurnalul stoic pe care spuneți și care generalizează ceea ce mi s-a întâmplat cu mine, aici este pur și simplu transcriere la virgulă, cu unele scăpări, acolo unde erau peste ultime, le-am terminat. E mare diferență în jurnalul stoic și acesta de față. Eu nici nu vreau să public, scrie foarte clar, că e un strict personal. Așa scrie pe manuscrisul, pe registrul pe care am scris. E adevărat că așa ceva scrieam pentru securiști, că dacă vreau un jurnal, să știe că este treaba mea, nu este treaba lor. Să le citească. Sunt trei luni numai, acum după ce a apărut numai datorită... Da, dar nu știu cum se spune cuvânt. Atât a insistat când a fost rușine, efectiv, a fost rușine. L-am amânat câțiva ani, trei ani am amânat. Anul ăsta a zis, eu plec de la editură și a plecat. Nu mai este director la editură. Zice, îmi dai obligatoriu. L-am dat, l-am dedicat, dar, repet, pentru sufletul meu, era jurnalul meu personal, nu avea treabă nimeni cu ceea ce mi-am notat eu. Dacă mă uit în sală, s-ar putea să fie personal de... De acord. Da? Da. Îl văd la Orențiu Barbu, care a făcut Revoluția. Nu mai spun de cine. Da? Sunteți în jurnal? Nu. Eu am fost vicepreședinte. Da, nu. Și tu ai fost președinte. Asta este jurnal. Asta vom discuta peste o. Deci este jurnal pe lunile iunie, august, septembrie. Și nici acesta nu e complet, că n-am găsit, de exemplu, când m-am dus la mare într-un loc, iar din iulie am observat că mai publicase lucruri pe unde și n-am văzut să dublez, și numai 15, deci 1989, domnul Tabar. Nu este revoluția care avea să vină și de care Tabar n-avea. De-aia este interesant jurnalul, că e scris înainte de revoluție. Nimeni nu părnuia că va veni sau se va întâmpla ceva în toată povestea Revoluției, care e mult mai complexă și a da, și ea. Am antologia de care se vorbește și care va fi lansată. Pe scurt, foarte pe scurt, ce a fost la Revoluție, de exemplu? Aici. Aici, deci la Revoluție. Aici este în 1989 și este interesant pentru cititor și am observat că are foarte mare amploare de receptare, că vede un om cum a trăit în 1989, eram un nimeni, eram oarecare bibliotecar, cum și-a trăit viața, cu o soție, cu un copil, dacă era un cadru cu securitate.
care erau urmărit cum întrezează. Dacă aveți ocazia să citiți interviul de România Liberală, vă veți mândri, a început din 1981 urmărirea asta, în absolut scupit, într-un moment de neînțeles pentru mine, puteam să fie atât de plătiți, ca se zice pe românește, securiște din 1981. M-a luat de pe stradă, doi indivizi solizi, așa, și mi-au zis că trebuie să dau o declarație. Am ridicat din urmă, zic, dau o declarație la miliție. Eu nu știam de securitate și m-au pus la miliția județeană, aceeași miliție, care este și astăzi. Vă vezi că este, nu? Poliția în același sediu. Da. În dreapta era miliția, în stânga era securitatea, dar securitatea n-a avut niciodată însemne că există. Niciodată. Așa, m-au băgat într-o sală, din păcate am pățit-o că după ce acei indivizi au produs într-o sală mare, biroul, apar n-avea, nici ce este, nici cine este, apar n-avea. Individul că ăștia au plecat, au închis ușa și m-au lăsat un individ, în civil. Apar n-avea cine este și ce vrea. Și brusc m-a luat la întrebări că, atât, cum am trimis eu un poem, n-am cartea, dar s-ar putea să o am. Un poem citit în Europa Liberă. Se chema Lațu. Eu nu ascultasem Europa Liberă, habar n-aveam despre ce este vorba. Și individul m-a luat din scurt să-i spun cum am trimis eu acel poem în Europa Liberă. Și-a spus că cine e Natasha? Eu eram... Așa, și tipul a venit și mi-a așa cu un cap. Așa. Și l-am repezit. Eu sunt și impulsit. A căzut peste un birou, s-a rovit la gură, a început să urle. Atenție! Poemul acela trimis la Europa Liberă a apărut în Viața Românească. Deci Virgile Runca citise un poem din Viața Românească. Din acel moment, eu am fost urmărit strict de securitate și m-am răzbunat în următorul an, în 1982, am spus numărul inima de raze, dedicat faraonismului. Am nebunit securitate atunci. Atunci am dat să dau explicații. Dar vreau să vă spun ceva cu securitatea asta. Eu am refuzat să mă mai duc la ei. Le-am spus de acum înainte, faceți ce știți de voi și nu mai faceți. Atunci când mi s-a mai întâmplat nimic, apropo, că asta am pomenit în interviu, dar continuarea este că în acel moment individul ăsta a ieșit, a venit un tip rusul, era ofițer de securitate, așa, mai mare decât norocitul ăsta. Ăsta lumea a semnat o dat și a fost avansat la București, atenție. Era cu față din neamț, așa. Răspundea de sănătate. Cine? Rozanu. Sănătate și cultură. Nu știu, domnule, cine era. Eu nu-i cunoșteam, era un civil, nu s-a prezentat. Eram în legitim apărare. În individul nostru. Și nu s-a mai întâmplat nimic după aceea. În schimb, m-au închis în... publicați pe normal și... În fine, nu mai povestesc ce-am făcut acolo. Nu voiau să mă lase să mă duc la toalet. Puteți imagina, am divagat. Vorbeam despre... Da, eram urmărit de securitate. Am fost urmărit tot timpul și am avut ajutat să vă folosesc foarte mult. Necazuri pe care le-am ținut în secrete, n-am vrut nici pe care o familie. Eu am aici o soră, două surori, Ghita și Mela, ele sunt personaje și ește cărțile în mine. Da, și eu nu știu cum să-l închid. A, stați că știu. Îl dai jos. Nu, îl închide sus. Îl dai jos. Îl închide sus. Așa. Ce vreau să zic?
Da, vorbeam de... A, o băcitoare, Lina și nepoțica. Era un personaj în cărțile mele, dar vorbeam despre... securitate, despre faptul că despre nu m-a lăsat despre... să... Despre public. Aia a rămas în urmă. Nu a trebuit. Mi s-au întâmplat lucruri pe care eu puteam să le povestesc în familie. Nu voiam să aibă nimeni de cazul de niciun fel. Doina e personajul principal în casă. Negativ. Și de multe ori. Da, Adriana, și tu ești personajul în casă. Deci, da? O carte cu personaje de... În primul rând, de mai trăiesc? Mai sunt în viață? Aici, în carte, ați pomenit de multe dintre colegele noastre care știți că m-au îngrăjit și au făcut unele dintre ele chiar scurt, ca să spun așa. Doamna Aristis nu mai trăiește, doamna Teodor nu mai trăiește, doamna Franciuc de asemenea, nu. Și am avut această strângere de inimă când am citit... Și doamna Nistor? Doamna Nistor, da. Exact. Și evident, doamna Asteriană Mărursu, acum am invitat-o, doamna, că n-am putut să fac nici să se întâlnească mai des cu dumneavoastră. Asta vreau să vă spun, am avut la Chișinău o prezentare despre Livian Stoiciu și bibliotecă în condițiile acestea în care dumneavoastră aveați un program oarecum foarte clar, dar dificil, pentru că nu știați cine, ce și cum vine și vă salută și cine este cel care vă salută, chiar dacă vă erați cunoscut. Da. Alminteri este, ca să zic așa, un program ca zonă aproape, pentru că era venitul la bibliotecă, era plecatul la masa de prânz, cina, ce se mai întâmpla, convorbire cu nu știu cine, mergem la... Și atunci, dar între aceste, în spatele acestor... oare. Da, s-a spunea, de fapt, acea temere permanentă. Poate nu era temere, era o stare de veche, să spunem, pe care... Da, pe care nu știu cum ați reușit să o traversați împreună. Da, exact, da. Și aceasta este mare substanța cărții de gust personal. Veți citi eu cu mare ușurință, dar cu... Da, depășește zona de interesează, este clar. E vorba de trăirea aceea comună, te asociezi cu autor, este clar, nu poți să faci. Nu este o lectură unde narațiunea este, cum să spun, la îndemână. Aici este un soi de fraternitate cu autorul, pentru că nu se poate să faci acest lucru. Și după ce vom citi mai mulți această carte, mă refer doar la aceasta, să zicem, ar fi de dorit să ne întâlnim și să discutăm, pentru că nu stește de atmosfera aceea care a prefigurat cumva evenimentele de la 1989, dar văzute, iată, prin prisma cuiva care nu doar că lucra într-o bibliotecă, dar a scris, a semnat niște, o scrisoare, Da, este important să spune și acest lucru. Este important să apară eventual urmare la această carte. Să vedem. Da, pentru că în lunile următoare se aglomerează pe cazul de securitate, avem să semneze acela plăbătoare. În acel moment nu mai eu eram urmărit, ci și soția, și băiatul meu, care era 14 ani. Avea mașină în față și în spatele blocului. Sora mea acolo. Din acel moment am devenit un om mort. Eu trebuia să fiu ucis. Dar asta am aflat după revoluție, normal. Așa. Bine, haide să povestesc două întâmplări. Am vrut să plec
legat de ceea ce se cheamă Afriul Ucis. Am vrut să plec să semnez, după ce am semnat acel apel, că eram urmărit până în târzile arme. Să vedeți și cât de perfect era. Am vrut să plec la București, vorbeam numai în secret, pe șest, aveam microfoane și în mobilă, și în telefoane, microfoane în telefoane, se strica mereu telefoanele, se strica și telefonul. Microfoanele se terminau, da, furau băiatul meu. Intrau în casă, că de aceea eu ascundeam aceste jurnale, că eram convins că astea pe mine mă va ajuta. Dar eu am așteptat atunci în orice clipă să fiu arestat. Bun. La ora 4 dimineață am dus la gară să plec la București să semnez un nou protest care apăruse al lui Stelian Tănase. Mi-am cumpărat bilet, am așteptat trenul, era un tren rapid și dintr-o dată vine pe Ghețu, l-ați cunoscut, Ghețu a și rămas, pentru că datorită mie a rămas. Că i-am spus că datorită lui n-a fost aruncat de tren. Nu m-a lăsat să urc în tren. Un noroc, se zice. A zis că nu plec nicăieri. M-a băgat că și el avea... Și ei erau ascultați ca și ofițerii. Deci era mecanismul teribil. Așa, mi-a zis că nu plec nicăieri, că uite că se întâmplă că nu securitatea vrânceană, ci bucureșteană, trebuia la Buzău să mi se întâmple ceva și să fiu aruncat din tren. Din câte am înțelesesem atunci, dar nu știu dacă mai aduc bine aminte, mi se inventa un furt și eu mă luptam și cădeam din tren. Bun, atenție, vine Revoluția. Primul lucru care s-a făcut, l-a făcut împreună cu puiul săracului Siru, am arestat toți securiștii. Acolo unde au fost găsiți la Revoluție. La birouri, pe birouri dormea. Îi păzea armata. Și am adus pe șeful secretului, eu nu cunoștea. Actul la Revoluție l-am cunoscut. Țambra, parcă, cam așa ceva. Stătea pe un scaun, cred că vă imaginați că acolo, unde casa albă acolo, era un jaf, nu erau geamuri, nu era nimic, se furase tot ce se putuse fura. Stăteam în geamuri cu PFL-uri. Așa a fost Revoluția. Acest domn stătea pe un scaun lângă mine, îi mai dădea din când un comic pe care aducam și eu. Asta era Revoluția. După două zile era în vârstă. N-am mai rezistat. Cu lacrimi în ochi, mie mi-era foarte rușine, respect foarte mult cu toată legea. Așa mi-a spus, lăsați-mă, zice, arestați-mă. Duceți-mă undeva, mai pe astea pe scaune, era și bolnav, zice, țineți cont, am făcut tot posibilul să nu fiți comand. Deci se confirma ceea ce mi s-a întâmplat. Era o listă, oameni buni, cei care au semnat mai multe, de la Dante Trescu-i, cu Sibuena, Cornea și mai departe, toți ăștia ar fi fost lichidați, dacă nu venea, Revoluție. A venit Revoluția. Mai interesant este, și cu asta mă numai, acel foarte ciudat proces care mi s-a ținut aici, public. Știți că era la un moment dat celebrul procesul inventat sau pus la care al lui Octavian Pana, tot așa, fața unui stăric, în care era judecat. Acolo, la... nu putem mai e centrul cultură. Tot acolo, nu? Da. Carpatia mai e în viață? Nu mai e în viață, nu. Da, e culmea ei că nu mai sunt în viață unii scriitori care m-au executat. Da. Asta este cei doi, da. Nu. Cei mai răi din sala aia plină și numai de intelectuali, numai elita județului, așa, m-au executat că îmi cereau să mă dezic de semnătura pe... Deși Ceaușescu fusese reales. Era absurd ce se întâmplă. Așa. Iar scriitorii noștri dragi, nu le pomenează numele. Că sunt morți. Așa, că să fiu trimis la mine. La mine, ce-o fi însemnând, nu știu. Mă, și cum mi-a făcut? Asta s-a întâmplat în 5 decembrie. 10 zile mai târziu, știu că mișcarea
Timișoara, și aici. Asta a fost norocul meu. Norocul tuturor. Dar asta a fost. Am și nu știu ce ați povestit, ceva să nu... Da, dacă apare și volumul următor, dar asta înseamnă ani de zile, pentru că ele public într-o revistă, se cheamă Scriptor, pot fi citite în fiecare, fiecare număr. Trenul, acum un an, doi, nu știu nici unde am citit. Bun, revista Scriptor. Cu trenul. E scris cu... A citit. Că astea în jurnalul stoic. Așa. În orice caz, ceea ce ne-a stăvățit acum poate fi citit, poate mai multe amănunte, în acest foarte interesant interviu pe care l-a luat Cristian Pătrășcom în România Literară de curând, la începutul acestei luni, da. Da, și care v-a întrebat, a insistat foarte mult pe ideea aceasta de jurnal, ca fiind, de fapt, o scriitură care vă caracterizează și vă face cumva unic în nivelul de revoluție, da, revoluția de la 1989. Și dumneavoastră ați răspuns că, într-adevăr, scrierea este un și un, are și un rol taumaturgic. Am folosit foarte des acest cuvânt în aceste zile de gând, da, și ați spus de acord, și că este un reflex care deja vi s-a format, este o emblemă a dumneavoastră. Este un reflex cotidian. Că în fiecare seară dumneavoastră recapitulați ziua și vă aștept. Nu recapitulezi nimic. Nu am treabă. La mine jurnalul nu e literatură. Exact. Și poate fi transformată în literatură. Trăire intensă. Absolut. Seara înainte să mă pun, îmi notez și foarte... Dar nu stau ziua să mă gândesc ce scriu în bapă. Nu, Da. Și mi-a plăcut foarte mult această idee de reflex pe care ați spus-o dumneavoastră în ceea ce privește jurnalul și vreau să vă întreb dacă la încheierea acestei zile reflexul va funcționa și poate curioasă să văd ce vă scrie. Vă vedeți pe toți. Mai e vorba. M-am uitat la aici să văd, deci jurnalul lui Marcul, a fost jurnalul stoic. Cartea Zădărnicie e o carte pe care îl țin foarte mult, dar n-am dat-o de când la parte de cine rămâne. Ajuns de urmă poemul jurnal și asta. Despre acest ultim volum s-a pronunțat în stilul caracteristic, adică foarte exact și să spun eu, la obiect, Gheorghe Gurgu, criticul literar destul foarte exigent părerea mea, care v-a asemănat cu un autor american care face de toate, până la urmă, până să devină autor sau pur și simplu este atât de prins în cotidian încât faptul că ajunge scriitor este aproape un lucru firesc. Am făcut această comparație și este foarte, foarte bine gândită. Și dacă o spune Gheorghe Grigurcu, înseamnă că este încă un teren de cercetare pentru literatura noastră în ceea ce vă privește. Acum spune și același Grigurcu, faptul că volumul acesta, dar eu zic că nu numai acesta, ci aproape toate volumele dumneavoastră, cumva poate mai puțin cele de început, sunt o continuă răfuială cu viața. Sunteți de acord cu această afirmație? Eu nu mai trebuia să scot cărți, dar trebuie să vă citesc ce am scris cărți. Da, interesant ce scrie. Cartea începe cu cerul de iertare. Așa începe acest volum. Iertare că îndrăznesc să mai scriu versuri și iată să le mai și public, depășit moral cum sunt de aceste vremuri nenorocite, pandemie, război și nu numai. Datorită scrisului și titlu, mă mai suport. Supraviețuiesc. Numai când scriu, rar, din păcate, simt că nu trăiesc degeaba. Să fac față, mi-am tot distras atenția de la realitățile cotidiene, scrii pentru sertare. Am anunțat la sfârșitul anului 2017, că asta voiam să vă spun, că nu mai scot nicio carte. Era o reacție naturală a mea de dorință de izolare să mai împac sufletul.
au trecut ani și am luat seama că sunt tot mai dezechilibrat însă, că am nevoie de un punct de sprijin pe care nu-l pot avea previzibil decât definitiv în o carte. Deformat profesional cum sunt. Alții au alte supate la dispoziție. Lucian Vasiliu, directorul editurii Lumina, m-a anunțat că în 2022 mai include obligator în planul de apariții cu jurnalul meu din anul Revoluției. Se realizată în revista lui Spirit. Mi-a spus că mă dezleagă el, pentru că eu le-am tot explicat, că nu mai pot să public o carte. Deci am declarat oficial că nu mai public o carte. Trebuie să mă dezlege cineva. Cine să mă dezlege? N-are cine. Culmea e că m-am îndepărtat și de cel care ar fi putut în mintea mea să mă dezlege un celebru stare și de la mănăstirea Părintei. Întâmplarea a făcut că în ultimii ani m-am îndepărtat de domnia sa și eram în aia, zic, n-am cum să mai public o carte dacă nu am o dezlegare, eu sunt un pic tehnică. Și uite, chiar subliniez aici, mi-a spus că mă dezleagă el. A avut tată trebuie. De pedeapsa de a nu mai publica nicio carte. Cum m-am îndepărtat de duhovnicul meu de care pomeneam, care ar fi trebuit să mă ierte pus în genunchi, că din cap promisiunea de a nu mai publica o carte, am acceptat. În secret știind ce am declarat la Acheta României Literare, nu știu dacă nu mai citesc mai departe, anul trecut, îmi las organismul să se consume de la sine și descontam vârsta la că se plimbă între anul nașterii și anul morții. Știți care e anul morții? 23, acolo, dar nu poate fi adevărat. Mai, știți că mă gândesc tot timpul când vine vorba. Păi, de unde a apărut această poveste? Nu mi-amintesc, mi s-a ghicit sau cel mai grav este cu vine din nou. Dacă vine dinăuntru și are o premoniție, atunci se termină. Nu mi-amintesc sub nicio formă cum a apărut acest 2023. Chiar așa mi s-a ghicit anul morții 2023, moarte violentă, însă din păcate, probabil accident de mașină, nu mai amintesc de cine și când. Un motiv în plus, cum altfel se întâmplă în ultimul meu an, ghicit, decât o carte de vers. Nu trebuia să fac această carte de vers. Întâmplarea face că e foarte bine primită. Nu are nicio importanță. Deja eu mi-am cam încheiat. Ca și suntem de o vârstă, da, să zic. Dar nu recunoaște. Bun. Dar știi că gândeam când auzeam Paul. Știi că noi lăsăm în urmă, de fapt, numai tinerețe scriind poezie? Poezie înseamnă tinerețe. Nu știu cum. N-am cum să-l explic. Dar cam așa stă lucrul. Așa că nu are nicio importanță când bătrânești, când mor, că nu știu ce. Ideea este că... S-ar putea să rămână ceva din ce zice. Ideea este că eu pot să cred că sunt primul care a citit când se dactilografia primul volum de versuri de-a lui Biblia. Hai, lasă-l. Doamne, doamne. Știi, doamne, lasă-l tot. Era la... Lângă primărie, lângă primărie, o chema Olcioi. Ce era? Care bătea... Aaa, formidabil! Mamă, ce aventură era! Ce aventură era dactilografia! Da, eu spus cu mai puține poezii, că public pentru o revistă. Da, dar altă amintire cu dactilografia. Și... Dactilografa mea, ia uite, cine e? De-abia venise, n-aveam cum să știu cine e. Asta n-a de 74. Eu atunci mi-am definit la prima carte. Da. Eu am uitat pe ea și mi s-a făcut un cărăvăr, pentru că era un stil de poezie ciudat cu totul și cu Altfel de ce este bun dialogul, de ce este bună interacțiunea. Și eu îmi dau seama, eu practic altfel de lansări. Mi se pare foarte interesant.
interesant asta. Da, și asta. Un moment, da, sigur. Eu mai spun două, trei vorbe pe care... Cine poate? Da, venim vorba de mașină. Un moment esențial în viață, m-am gândit după aceea, a fost când tata, făcând eforturi enorme, noi eram o familie venită foarte mici, un copil de joacă, mi-a cumpărat o mașină de vis. Cred că asta mi-a schimbat viața. Să până la 24 de ani am avut o perioadă de poem, de târziu. Mă scuze, ce e? De poem. Da, poem. Care mai avut și... Păi să se leagă praful și așa cu asta, basta. Așa. Pe tine m-a scos din această poveste, știi, și poveste verile mele psihice, să nu zic cuvintele alea tematicele. Așa. Dar acum mă gândesc că din momentul în care am ratat, încă o tentativă, am venit acasă, mă duc la București, ai mei, nu mă dați seama, eram nimeni, eram un pierdevau. Și erau foarte supărați. Mai puțin mama, mama mă înțelegea, avea ales sufletul unei femei, tatăl era foarte ales. Semănați. Era foarte ales. Cred. Ei, și toate astea, la un moment dat s-a vândut o casă pe care o aveam împreună în moștenire de la mama mea de întâi, mama mea de-a doua, o mamă bună, m-a crescut cu extraordinar. A vândut o casă și din banii aceia zbura și această mașină de scris. Dar eu n-am conștientizat până de cuvântul, acum că a venit vorba, chiar mi-a schimbat viața. Era adusă de la Moldoveni, erau piețari. A, de acolo a cumpărat. Habar, nu mai amintesc nimic, dar știu că definitiv am volume și le dat pilografia și le trimiteam la concursul și bineînțeles, vorba ta, nu mă băga nimeni înseamnă că o să fie altă, ca să zic așa, genul ăsta 80, cum avea să fie genul 80, a fost într-un fel precursor al lor, deci, al dator. Te rog. O să ne vedem și pe cea la urmă, celor mai invitați. Domnilor și domnilor, ați ascultat și nu veți asculta în continuare pe laureatul Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu pentru opera Omnia, în anul 2018, președinte Nicolae Manolescu, pe laureatul multor altor premii naționale și internaționale, unde a fost prezidii de cea mai înaltă clasă și l-ați ascultat pe cel care a primit ori în metru cultural în mare de ofițer, acordat de... Dacă îmi dădeam în loc de veci, era ceva. L-ați obținut și pe acela. Nu l-am obținut. L-ați cumpărat. Nu l-am făcut. Da. Cum am făcut. Unde? La București? Nu, la ajut, ai mei. Eu stau... Îți dai seama, în clarul din cimitir. La Brașov, la București. Vreau să vă... Să vă întreb pe cei care cunoașteți mai bine pe domnul Stoici, care a fost la noi. Îi lipsește un auxiliar în această întâlnire. Ce înseamnă auxiliar? Un ajutor. Vă lipsește ceva. Lipsește voi? Ce? Doamna, am văzut că e prietena noastră, mamă. Ia să vă cine știe. Ce lipsește la această întâlnire? Deși, dacă a vorbit, nu putea să folosească, dar totuși, lipsește ceva. Doamne, dacă ești și cu ghicitori, da, nu mă interesează. Cu ghicitori, cu întrebări, nu cu ghicitori, este cu întrebări. Cine știe ce lipsește? Cine îl cunoaște pe domnul Stoici venind, participând la un întrunir, la așa, pe tren, pe cine nu a văzut nimeni cum stă și dacă ascultă pe alții, ce face domnul Stoici? Vă spun eu. Spuneți ca să terminăm. Deci vine, vede, dar nu lipsește din buzunar sau, mă rog, de sus de jos, pistoletul și notează. Și aveți și agenda? Așa că de aici ceva, cutiuță. Vă arunc imediat și dacă vreți să vă știți ce am scris. Să stai robă de jurnal, vă spus. Asta era. Nu, n-am nicio
Și vă vreau să vă mai întreb... Aici? Da. Deci așa, 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 aia scrie aici, dar niciodată nu se încurcă, știe exact unde trebuie să ducă. În dezordine aia numai el se descurcă. Asta era auxiliarul? Nu, dar și aparatul de fotografie. Nu, nu, lasă pe aia. Asta cu sacă, să facă publicitate la scriitorul. Dar spuneți-mi ce ați răspuns domnului Pătrășconiu la întrebarea cu ce scrieți, cum scrieți, dacă v-ați adaptat... Înainte scriam exclusiv cu stilou și cu cenară mea. De ce? Nu știu. Așa. Înainte ce înseamnă înainte? Înainte până să trec pe pix mei. Și acum ați renunțat definitiv? De ce am renunțat? Pentru că aveam un stilou și început să se curgă. Era chinezesc. Adică bun. Erau foarte multe. Nu erau singurile. Pe toate jurnalele mele sunt scrise cu cerneală, cu stilou, eu scriu mărunt. Atunci vedeam și mai bine. Și scriu foarte mărunt. Și vă spun, dacă ar fi să se publice jurnalele, aș acoperi un raf enorm de cărți. S-au adunat incredibil. Nu știu cum, care. Ce poezia cu ce să o scrieți? Totul. Cerneală neagră și numai de mână. Da. Jurnalele acum le scriu la... Dacă mi-ați trimis, ce să fac? Ce fac? Aici aveți un stilou. Mă apuc iar un stilou. Cu cerneală neagră. Dacă e cu cerneală neagră. Rezervă. Îmi ziceți că aveți de acolo bun. Că nu-i dar și cu cerneală. Și medicam și o agentă, mă rog, zicem așa, adică mare pentru buzunare. Păi nu, nu mă credeți, dar la mine registrul este pe care am scris jurnal, pentru că era foarte mare, mare, așa, așa. Bine, dar nu pentru registrul studențesc, că e de la studențesc. A, mai mare, mai patronat. Sunt și mai mare. Nu putem să scriu tot rândul de la amândoi pe două, pe două rânduri. Deci foaia dorită și scrie pe sus. Vă spun, pentru că păstrați ca amintire, măcar dacă nu. Și dăm și doamne ca să vă noteze abaterile. Iasă-vă, doamne, ce tot așa, ce credeți? Tot până eu credeți. Este o ofertă cu un instructor. Nu e foarte mult, rămânem la doar. Eu știam că va avea reacția aceasta, pentru că nu ne cunoaștem de multă vreme. Așa. Nu mai găseam cercată. Da, și asta, probabil, că vreau să vă spun și să-mi închei partea mea de intervenție. A fost mai mult decât atât. Mâine, pe 30 octombrie, sărbătorim ziua lui Virgil Dan Ionescu. Așa că Târgul de Carte este dedicat și acestei, să zicem, comemorare. Dacă e comemorare, foarte bine și mulțumesc domnului profesor. De asemenea, nu vreau să pierdem prilejul să mă amintim că această ediție a Târgului de Carte este dedicată celor 110 ani de la înființarea primei biblioteci publice ca instituție în orașul Focșani și, evident, ediția aceasta se adresează dumneavoastră, colaboratori, prieteni, parteneri, sponsori ai bibliotecii noastre, adică o mare parte din cei care sunteți prezenți aici și, evident, distinșilor noștri invitați, doamna Doina Popa, fosta noastră colegă, scriitoare, mă așteptam să veniți cu acel roman pe care ne-ați promis, dar vă așteptăm atunci când este gata să lansăm. Dar se termina și aveți altele lucruri, știu, am învățat și lucrurile acestea. Îi mulțumim foarte mult domnului Stoiciu pentru faptul că este încă o dată alături de noi. Nu vedeți ce zi frumoasă? Ați adus o toamnă minunată aici la noi, în această zi. Vă mulțumim și vă aplaudăm mult. Acum... Pune o întrebare domnului Stoiciu. Repet întrebarea de acum 12 ani. În interviu luat. Sunt curios dacă s-a schimbat ceva.
Credeți în destin? Ce perioada vieții ați dori să ștergeți cu bine? Nu cred în destin. Când te duc la biserică, preotul te ceartă că și la destin nu există ca ce credincă și toată lor. Nu există destin. La moartea mea. Se pare că vin din familie cu o greșeală de gen. Am avut în familia tatălui meu stoici. Așa. Dar nu, dar e pe bune toată povestea. Dar dincolo de Dunăre, nu? Dincolo de Dunăre, Grecia, Macedonia. Sigur, da. Am aici document, scrie. Am fost chiar acolo. Serios? Întâmplare a fost. Nu știam. Se cheamă Tomilo de Poezie, Invenție, la Unii. Și am luat și un premiu acolo și i-am mulțumit. Trebuie. Ați amintit de ceva? Și era foarte emoționat și i-am emoționat și pe cei de acolo. Eu zic așa, nu știu ce înseamnă destin și în general îl cam evit. Dar știu că așa ți-a fost scris, așa nu poți să ieși din asta. E ca și gena. În gena avem, de fapt, ceea ce spun. Așa ți-a fost scris. Tot. Deci, destinul, dacă destinul înseamnă gena pe care o ai în tine, care spune și când te oprești și tot ce ai de aici. E de la Dumnezeu. Păi exact, este de la Dumnezeu. Ce perioadă a vieții ai vrea să ștergi în viața asta? Eu nu vreau să mai mă reîncarnez, aud pe lume, îi doresc. Toată viața? Mie mi-ajunge, experiența asta mi-ajunge, dacă ar fi eventuală să vorba aia. Dar mi se pare cam stupidă discuția cu reîncarnarea, să fiu un câine, să fiu altceva, nu mai vreau să fiu tot. Nu. Nu, n-a ajuns. Mie mi-e foarte greu cu mine însumi, credeți-mă. Eu tot explic asta că probabil sunt niște substanții care se amestecă greșit la mine. De aceea mă trage în jos. Și la el zice că e pesimist. Nu, nu zici eu. Ultra pesimist. Au zis să îi critici care eu am zis despre el. Apropo de generații în literatură, ce părere ai despre generații? Trebuie să fie neapărat 80-iști, 90-iști, 2000-iști? Nu e treaba scriitorului asta. Nu e treaba scriitorului. Te așezi la masă, ce te interesează pe tine din generație, din lumea scriitorilor, de... N-ai nicio treabă cu nimeni, ești tu cu tine și scrii și asta-i tot. Așa. Că vin critici și te înseriază, îți pun o ștampilă, ești într-o generație, asta e totul altceva, n-are nicio importanță. Iar apariția acestor generații e orientativă, să știi cum arată un scriitor. Nu aș vrea să scrie cam ca ăia din generația 80, sau ca ăștia din noua generație. Generații sau gașcă, dar dacă zicem generații sau gașcă. Ei nu, asta cu găștile nu mai intră. Iar asta e cu tot așa. Nu, generații de literare zice că sunt la 30 de ani, se schimbă la 30 de ani, la 10 ani se așează. Cu adevărat. Da. Și la 30 de ani se rotunjește o generație. Asta de când a început istoria literaturii române. Între timp o să vină noi scriitori, poeții, etc., care apar și la 5 ani, la 10 ani. Se schimbă invers, da? De păcate, pe mâna lor, eu, cel care sunt pesimist, se va alege praful. Nu vor să mai audă de tot ce a fost literatură până la ei. E foarte grav. E foarte grav. Dar, România literară a văzut că mi-a reluat această săptămână asta. Am observat, într-un text, la Dumnezeu, la Iași, că acum 100 de ani, fix, era avangardă. Care nu voia să mai audă de nimic ce se scrisese în literatura română. Totul trebuie ars, totul trebuie explicat, totul trebuie... Nu ne interesează. Și erau atunci în viață, blavă,
Barbe, deci cei mari, Bacovia. Nu, ăștia nu există. Ei există. E exact asta ce se întâmplă astăzi. Sunt noua generație, 2015. Exact asta ne se întâmplă. Și am atras atenția în text. Uitați-vă trecut. Au rămas ăia. Nu voi ăștia, care negați exact. Tot. Nu avangarda. Asta e doar un experiment din literatura română. Dar e necesar? Da, experimentul e tot timpul necesar. Dar nu anularea literaturii de până la tine. Mi se pare normal și ceva incredibil. De aceea spun că nu are viitor literatura română cu asemenea oameni apăruți brusc, care contestă tot, ei contează, din păcate nu contează. Uitați-mă! Deocamdată nu contează. Da, s-a făcut o generație slabă. Da? Asta e. Da, apropo de jurnal, să-i amintesc că Liviu Astoiciu o întâmplare, nu știu dacă l-am notat în jurnal, prin anii, prin 90, ne vedeam aproape zile, eu locuiesc în zonă, el ieșea la 8:30-9, ieșea la să ridice presă. Și să deschisese o cafe, nea, mandatariat, era ceva nou, boema, în fața halei. Ne găseam Mercur, Mercur? Lângă Mercur. A, era și poema. Și era acolo, se bea cafeaua, nu știu ce. Și acum avem zile, nu exagerez, dar cred că zile. Și ocupa masă de la ușă, din obicei, că era aer. Acolo se fuma și nu știu ce. Și într-o zi era, în decembrie sigur era, pentru că auzese soția mea o problemă la spital și aia a fost în decembrie. Nu știu, când dau cum decembrie. Era până în decembrie. Așa. Și Stoiciu se uită peste drum, în stânga cafenerei, o tipă și un tip, o femeie și un bărbat, ca să citeau scânteia și să aibă ziarul deschis, dacă se amintește. Și că uite la ăia, că aveau ziarul găbulit. Ăia mă vorbăresc cu mine, zic. Zic, nu se poate, dă o dreapă, vă scuzați cum vorbeam, chiar așa. Zic că, fiate, dar am servit cafea, eu și eu servic așa, în hală era un chioș de ziar, de unde luau și eu, reziste literar. Și Liviu zice, fii atent, eu o iau la fugă în grădina, era un grădin așa, micuț acolo. Eu iau la fugă spre hală, îți vedea și tu urmărești pe aia. Și așa, Liviu a luat la fugă spre chioșcul de ziare și eu i-am urmărit. Într-adevăr, au strâns ziarul și țâști după... Deci, este trăit. Și l-am ajuns la ziare. Și ce avea? Viața românească în mână, deschisese, deja ajunsese. Eu i-am urmărit pe ea și erau vreo 10 metri așa. Și Stoiciu, Liviu Stoiciu, deschisese Viața Românească, a pus o cronică al Grigor, puțin minte și acum. Și Liviu când ne-a spus, zic, fii atent în spate aici. Și că a scăpat. Era vorba de o cronică al Grigor de Triburgu. De scăpase, adică spre publicare. Așa. Și eu, fiind nervos cu soția, am spus, nu știu ce, m-am întors la ei și doresc, zic, am impresia că mă urmăriți. Și la ce vreau să spun, întreabă, zic, nu am nicio treabă în lumea ta. Și am plecat pe serviciu. Și s-a mai întâmplat cu urmă, vezi, te amintești? Așa. Deci era urmărită de 6 trăitele de mine. Și ziarul găburit. Nu avea cum să vadă, ținea ziarul mare așa. Deci el a găburit și urmărea când treacă. Deci asta a fost. Rolul jurnalului este și asta, că o uit imediat. Eu mi-aduc și mi-amintesc de câte ori vreau ceva, ducându mă la jurnal. E atât de banal și atât de... Da! Interesant. Da! Pur și simplu uit. Inclusiv la poezie, dacă o scriu acum, imediat îmi dă. Și rămâne însărtat și avea peste 10 ani o citesc, o recitesc. Și dacă are valabilitate peste 10 ani, perfect. Dacă nu, care de numai câteva lucruri, mă aduc aminte, iarăși, o întâmplare cu Liviu. Era o întâlnire cu bibliotecarii din județ, la biblioteca din Adriu, vremea aia, cu pe mine m-au pus că eram profesor de filosofie, de științe sociale, cum era. M-au pus să rețin, să țin o expunere despre trecerea României spre comunism. Eu mai știam
păcălesc așa, dar când am auzit că vine Stoiciu, eu zic, să mă termină. Și am început și eu, mi-a zis nimic, a fost răzblă. E, la ieșire, pauza de țigară și așa mai departe, la ieșire, strigă Liviu la mine, era în afară de program, zice, Paule, despiate, în 2020, n-am să uit, când trebuie să intrăm în comunism, în favor de o pușcă. Și dacă nu intrăm în comunism, alerg cu tine, după tine pe stradă și te puci. Nu știu de ce am impresia că este ceva asemănător în cartea. Nu știu, am impresia că este ceva. Nu știu că de întâlnirile bibliotecarilor. Vă invităm să-l mai auziți pe domnul Stoiciu și când vom lansa această carte, despre care vom vorbi. Mulțumim! Mulțumim.